Rage of M. De la Brașov în, spre Arad, România e mult mai frumoasă. De unde aveți energia asta și care o transmiteți mai departe, decât toată lumea se mișcă pe muzica voastră? Păi nu obosiți niciodată? Obosim. De-aia, după concerte, suntem jumătate de oră și ne revenim. Adică, na, în scenă suntem ca niște titereși care, na, suntem foarte activi în scenă și de-aia avem nevoie de mult spațiu în scenă, dar în caz în care suntem limitați de scule. E un specific formație, așa, așa suntem. La Alternosferă niciodată nu a cântat piese străine. Din prima repetiție erau deja piese care na, se cântau și erau ale noastre. Niciodată. Virgula, albumul 2012, mai urmează 3 și 14. Primul este Virgula, care foarte curând o să apară pe rafturi, în internet. E un album foarte, foarte matur și ne reprezintă cel mai mult. De când ați hotărât să aveți ca warm-up gen dubstep și drum and bass? Muzica electronică reprezentată de Synops, muzica electronică din Republica Moldova, e una foarte progresivă și de succes. Acum facem un contract cu Shift Records, care l-a scos cândva pe Borgor și Flux Pavilion, KG Sauca și așa mai departe. Și facem acum contract, facem lansare la dânsi, EP-ul nostru și asta e super. Ops, rupe, rupe! Mersi, și așa răzut. Eu simt că noi ne-am obosit de cluburi, vrem de un fel de open air, iată, au venit primăvara. Salut, Arad, vă iubim! Arad, sunteți super, super calți! E un oraș foarte frumos, publica caldă, mersi mult, ne mai vedem! Neapărat o să revenim la Arad și să ne așteptați! Mulțumesc, Arad, pentru interes față de muzica noastră!